Ana Dementieva obține cel de-al doilea bronz în acest concurs, după cel de la Bârnă. Locul 2, Diana Chelaru. Iată două medalii pentru Diana, un bronz la sărituri și un argint la sol. Diana n-a putut trece de campioana olimpică a acestui aparat, Sandra Izbașa. Singura finală câștigată de o româncă aici la Paris-Bercy, cea de la sol, Sandra Izbașa. Își păstrează titlul cucerit în 2008 la Beijing, la Jocurile Olimpice, și titlul european din același an. Podium cu două românce la Paris-Bercy. Sandra Izbașa, aur, Diana Chelaru, argint. Câteva elemente din exercițiul la sol al campioanei noastre. A arătat un sol impecabil, cu elemente acrobatice dificile și cu o coreografie foarte bine arătă. O imagine tonică pentru gimnastica noastră, care sperăm să ne mai ofere momente de triumf și la competițiile din acest an. Sandra Izbașa câștigă aurul la sol, este secundată de Diana Chelaru. Două sportive pe primele trei locuri, două sportive din România pe primele trei locuri ale finalei de la sol. Și aici încheiem transmisiunea noastră. Emil Grădinescu vă mulțumește pentru atenție, rămâneți alături de Dolce Sport.